1, introdus de ministrul dezvoltării din acea vreme, domnul președinte Liviu Dragnea, ne-a dat certitudinea că acesta trebuie continuat. Astăzi avem PNDL 2, programul de care depind șansele de dezvoltare a multor comunități. Cu ajutorul acestor programe, am scos țara din noroaie, ca să mă exprim mai plastic. Cu ajutorul acestor programe, am scos țara din noroaie, ca să mă exprim mai plastic. Cu ajutorul acestor programe, am scos țara din noroaie, ca să mă exprim mai plastic.